Se va respecta ad litera în protocolul sau s-a găsit o formă de negociere cu Partidul Național Liberal și UDMR pentru păstrarea unui minister, spre exemplu al Ministerului Transporturilor? Am văzut că domnul Grindeanu este susținut. Va fi schimbat domnul Grindeanu? Nu este nu este principalul subiect de interes pentru noi, să vedem cine, ce portofoliu ocupă. Ce este de interes pentru noi este să ne asigurăm că există o continuitate în proiectele demarate. Ori, pe zona de transport, trebuie să recunoaștem că e nevoie de o anumită stabilitate pentru ca proiectele să fie implementate. De-a lungul timpului, la Ministerul de Transporturilor a fost, a fost foarte mulți miniștri. Și această schimbare a generat probleme în implementare. Ori, în această privință, am văzut în ultimul an multe proiecte demarate. Înțeleg din datele prezentate de Ministerul Transporturilor că în ultimul an s-au semnat mai multe contracte și au început mai multe șantiere decât în precedenții 5 ani. E un lucru îmbucurător. Avem și banii din Planul de Redresare și Reziliență. Ar fi păcat ca ceea ce s-a început să nu continue și să nu implementăm în același ritm aceste proiecte pe zona de transport. Și, într-adevăr, vicepremierul Sorin Grindeanu a reușit să facă acest lucru cu echipa dânsului și credem că ar putea să continue acest lucru foarte bine, cum și pe alte zone conduse de miniștri liberal poate ar fi bine să existe o continuitate, mai ales că sunt provocări. De exemplu, pe zona de implementare a planului de redresare și reziliență, în contextul în care acum ajungem la momente critice și dificile, nu vedem de ce te-ai schimbat ministrul PNL să venim cu un nou ministru care trebuie să preia lucrurile deja începute și acest lucru riscă să genereze anumite inadvertențe în implementare. Cred că trebuie să gândim foarte atent aceste aspecte și la nivelul coaliției vor exista discuții în perioada următoare pentru a vedea punctual cum este mai bine să mergem înainte. Eu cred că Sorin Grindeanu face o treabă extraordinară la Ministerul Transporturilor. Acum un an și ceva, când înainte de a prelua mandatul, nici nu visam noi, moldovenii, că va fi o autostradă. Și nu zic că nu a fost trecut acest lucru în PNRR. Dar de la a fi un lucru trecut în PNRR și la a fi implementat un lucru, e o distanță foarte mare. Și sunt lucruri și sunt contracte și sunt uh, aproape toți banii europeni din perspectiva trecută au fost accesați în domeniul transporturilor. Nu sunt aici să-l laud eu pe Sorin Grindeanu, dar mi se pare că a făcut o treabă extraordinară. Și dacă. Există un, o zonă în care lucrurile funcționează. De ce să le schimbăm? La fel la, în cazul domnului Boloș. De când este dânsul ministru al uh, investițiilor și fondurilor europene, lucrurile se mișcă. Uitați-vă și la acest sprijin pe care, care este acordat uh, populației vulnerabile pentru a-și deconta o parte din facturile de la energie cu bani europeni. Nu se, lucrurile nu se întâmplă perfect, dar lucrurile se întâmplă mult mai bine decât se întâmpla înainte. Și atunci, dacă este asta, de ce să schimbi? Doar pentru că, nu știu, vrei să ai ministrul tău în momentul în care proiectele începute de alții se vor fi terminat? Chiar vreau să-l felicit pe, pe domnul ministru Grindeanu și întreaga sa echipă pentru seriozitatea și implicarea. Și deja am început și eu și am am circulat pe câteva din traseele care au fost date din cadrul autostrăzilor. Desigur, așteptam aceste autostrăzi de foarte mult timp. E foarte dificil pe finalul săptămânii când foarte mulți cetățeni, nu doar turiștii, doresc să ajungă spre zona Brașovului sau spre Moldova sau spre județele cum ar fi Hunedoara. Trebuie să traversez Valea Oltului, care nu este tocmai ușor, însă da. am încredere că într-un timp, cât mai, cât mai scurt, vom avea parte și de această infrastructură și, vă spun altfel, va fi țara noastră și din punct de vedere economic. Ținând cont de performanțele uh, ministrului Grindeanu, uh, să înțelegem că după, în urma rotației uh, de uh, prim-ministru, uh, Ministerul Transporturilor va rămâne la PSD sau PSD va, va încerca să negocieze pentru el? Aici păstra... categorică va fi o, o discuție la nivelul conducerii partidelor care compun această coaliție. Ceea ce pot eu să vă spun din punctul meu de vedere e foarte important acolo unde există seriozitate, unde se văd rezultate, să existe și o continuitate pentru dezvoltare. Evaluarea fiecărui ministru. În primul rând este rolul partidului care a susținut acea, acea persoană, iar apoi, la nivelul coaliției, sunt convinsă că vor exista discuții vis-a-vis -vis de păstrarea sau modificarea uh, unor portofolii, dar, repet, din punctul meu de vedere, acolo unde există seriozitate, unde se văd și rezultate, pentru accelerarea dezvoltării pe fiecare domeniu în parte, e nevoie de continuitate.